O, bună dimineața, nene, acum am ieșit din din Vatra Dornei. Fii atent cât de faină, a început să și plouă. Dar e absolut superbă zona asta. O, se anunță ceva apă pe aici. Deci fii atent ce faină e. Așa de bine m-am trezit dimineață, de nu pot să-ți imaginez. Aer curat, liniște, super, super. Mă, că a început să plouă un pic acum. Dar e senzațional, nene. O, mare atenție pe vremea asta, mai ales când plouă. Trebuie să fii destul de atent pentru că și carosabilul este umed, ud, dar și vizibilitatea scade. Iar când vizibilitatea scade, atenția trebuie să crească. La mine este un pic urât, aș putea spune în ghilimele, dacă îmi permiți, pentru că am marfă doar pe o parte și mașina mea este înclinată spre stânga. Astfel, în viraje, riscul este mai mare să te răstori sau să-ți cadă marfa. Ideea este că mi-am legat rastelul în 3 puncte. De obicei îl leg într-unul singur, doar acum l-am legat în 3. Vreau să fie totul safety. Pun foarte mult accent pe siguranță. Este important să marfa să fie sigură, pentru că dacă marfa este foarte bine legată, nu ai de ce să-ți faci griji și poți să mergi liniștit, să zic așa. Ah, deci absolut fenomenal, 15 grade, super, nici nu trebuie mai mult. 18-19 grade era perfect. Am dat drumul un pic la căldură, că mi-e frig oarecum. Dar e foarte fain, 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 îmi place tare. Chiar dacă este drum de 50, de 80, de 90, nu este nicio problemă, circulă încât să fii tu sigur că poți să stăpânești mașina, că poți să iei deciziile corecte la în cel mai scurt timp, să zic așa. Da, deci chiar dacă este 50, iar tu consideri că, bă, nu e ok să merg cu 50, că nu e sigură treaba și trebuie să merg cu 30, mergi cu 30. Dar mare atenție și la traficul din spate, da? Să nu încurcăm nici alți oameni. E important, pentru că alții vor să meargă și așa nu avem autostrăzi și toate astea. Ar fi chiar nasol să-i ținem pe alții în spate, știi? Mamă, de ce fabulos, nene. Uite-te ce frumos e. Mamă, zici că totul e la linie, bă, băiatule. Parking. Ah, în parking sunt două văcuțe. Au găsit ele acolo niște iarbă de aia bună. Iarbă bună! Oh, mare atenție la indicatoare, pentru că, după cum vezi, există și la noi în România. Dacă ăla îți recomandă 40, înseamnă că nu e prost. Știe el de ce a pus semnul ăla cu 40 acolo, da? Încearcă să te uiți și să înțelegi de ce. Pentru că sunt curbe, sunt viraje, poate să depășească cineva. Aici avem o curbă dublă, da? Am învățat astea din clasa a doua, cred că știu toate semnele. Nu le știu chiar pe toate, cam 10% din semnele de circulație le cunosc. Hai, 12%, mai mult nu știu. Ăsta mai cad pietricele, ci că trebuie să fii atent să nu vină de sus. Da, fără glumă, trebuie să fii foarte atent. Știi de ce? Pentru că până la urmă, dacă
pățești tu ceva, mai e cum mai e, dar bați și pe alții, înțelegi? Adică dacă tu ești nebun, e ok, rămâi acolo, în zona ta, e perfect, dar trebuie să avem grijă și de ăștia la alții. Ia uite-l și pe ăsta. Uite-te ce fain se vede, Vasile. Hai de capul, mă. Te las, că nu vreau să mai vorbesc, vreau să mă uit așa pe fereastră. Încă o chestie care, de care ar trebui să ții cont, da? După cum vezi, suntem aici pe coborâre și nu prea este loc de mers, da? Deci dacă ești cu mașină mică și vezi camioane din astea ai în față, eu te cred că ai vrea să mergi, că și eu când sunt cu aia mică m-aș cam duce. Dar nu e cinstit și nu este ok să te pui în spatele la camion și să-i dai lui ăsta flash-uri sau să-l claxonezi că tu vrei să mergi. Deci nu fi nebun să faci treaba asta, pentru că nu cred că ai vrea ca ăsta cu camionul să-l oprească și să te întrebe de sănătate. Da, deci nu are rost să-l împingi și să-l forțezi, pentru că după cum vezi și ăștia, ăsta e de la Rome Steel, spre exemplu, uite aici se poate depăși elegant. Da, ăștia duc combustibil, chestiile alea se mișcă înăuntru, trebuie să înțelegi niște lucruri. Am mai văzut deștepți din ăștia, vin să pun în spate și ei vor să meargă și îți dă flash. For what? Că nu înțeleg, eu oricum nu merg. De ce? Pentru că sunt mai inteligent ca tine. Eu am marfă pe mașină și trebuie să merg în siguranță. Înțelegi ce zic? Și ia uite-l, a rupt parapetul aici careva. No, cam asta se întâmplă, bă, băieți, ai văzut? De ce zic tot timpul că trebuie să conduci prudent, cu atenție? Dar trebuie să fii atent la ceilalți și după aia la tine, tu ar trebui să le anticipezi lor mișcările. De, îți spun toate astea pentru că am făcut astea, am fost în spate la camion, am dat flash-uri, am dat claxoane, înțelegi? Dar am văzut că nu funcționează. Știi cum zic? Am făcut și eu lucruri și încerc să-ți împărtășesc din experiența mea. Da, am intrat pe sectoare de drum înguste, pe lucrări pe Germania, am intrat pe interzis, am făcut din astea, nu zic nu, că nu am cum să nu facă. E vremea aia, știi, după ce ți-ai permisul, ești cel mai tare din parcare. Dar e bine să faci niște lucruri și după aia să te oprești, să nu mai fii cel mai tare din parcare și să înțelegi cum stă treaba, pentru că în primele dăți, când am început să car marfă pe extern, mi-am dat seama că e puțin schimbată situația când nu ești cu mașină mică și mi-am dat seama de riscurile care ar putea apărea. Da? A fost odată, spre exemplu, în ceva curbă, ratasem autostrada și eram disperat să ies și eram cât pe ce să mă răstor. Da, de asta îți spun că trebuie să circul cu atenție. Ai ratat ieșirea, nicio problemă, mai încolo mai este una. Nu-i niciun fel de stres. Dar ideea e că trebuie să-ți dozezi stresul ăsta. Nu zic că nu și acum, aș vrea să merg mai repede, dar nu am cum fizic, nu am cum. Și decât să mă expun unor situații riscante, da, deci ies aici și îmi vin doi pe partea alaltă, unul depășește și mă întâlnesc cu ăla în fața mea. Ce fac? Ce fac? Asta e ideea. Nu prea ai ce să faci chiar foarte multe. Dar să admirăm peisajul până una alta. Dar păi nu-i fain? Foarte fain. Câmpul Lung Moldovenesc. 19 km. Mergem aici elegant, încetuți. Unde mergem? Unde? Ce scrie aici? Valea Putnei. Oh, yes. Lux Steel. N-ai să crezi. Ah, ce fain e mersul ăsta. Fain.
Mamă, deci peisajele astea sunt de vis, mă. Nu, încearcă să-ți imaginezi că trece o autostradă pe aici, suspendată. Din aia vreau, ca în Franța vreau aici. Din aia suspendată. Bestiale, bestiale. Uite, încă o chestie care este destul de neplăcută. Hai pe aici, domnul cu dusterul. A oprit la semafor, ăsta a crezut că forțează și i-a dat în spate. Știi ce se întâmplă? Că nasol este... Nasol, nu-i nasol. De fapt, este foarte bine că semaforul este... Are cifrele alea, cum dracu-i zice, în sfârșit. Adică vezi exact timpul și poți să iei măsura din timp, da? Deci este cu timp, îl vezi. Bă, cât are? 15, 14, am vreme să trec, e ok, știi? Venind cu viteză și dându-ți seama că semafor, mai sunt unii care la culoarea galbenă au și oprit. Cu toate că au viteză foarte mare, nu se uită în spate, vine mașină din spate, da, deci eu sunt în spate. Îmi dau seama și intuiesc că o să se facă galben, da, fără temporizare. S-a făcut galben ăsta de Suceava, opri mașina și eu nu mai am când să o opresc. Mă opresc în el. Exact așa s-a întâmplat și acolo. Forțarea semaforului, forțarea semaforului din punctul meu de vedere nu ar trebui să se întâmple. De ce spun asta? Pentru că dacă mergi cu 50, 55, da, și vezi semaforul, bă, e verde, dacă se schimbă, tu deja ca și șofer cu experiență, trebuie să ai în cap, bă, ăla se poate schimba oricând. Opresc în timp util sau mă izbește ăla din spate? Înțelegi? Asta este foarte important. Deci astea cu temporizare, astea sunt perfecte, nene. Pentru că vezi, bă, mai sunt, uite, 3, 2, 1 și 0, nu se mai poate trece. E clar că o să se schimbe de lângă spanac. Dar vorbesc de alea fără temporizare. Că mai sunt care, nu zic că nu, și eu câteodată merg destul de tare. Cel puțin noaptea, aș putea spune. Poate prea tare uneori. Și semafoarele de fapt sunt intermitente, spre galben. Dar când ajung la o intersecție de drumuri, imediat încetinesc. De ce spun asta? Pentru că este posibilitatea să vină alt nebun din partea aia, ca și mine, și să ne întâlnim exact unde nu trebuie. Iar chestia asta, nu știu, de fiecare dată uită-te în oglindă. Bă, este ăla în spate, are viteză? Știi? Adică o forțez, mă duc tare sau nu mă mai duc? Am timp să opresc, de multe ori mai opresc, dar cu butonul de avarie și apăs frâna din timp încât să vadă ăla că deja mi-au fost aprinse stopurile de frână și urmează să frânez. Ai mutat volanul, tanticici? Nu în ultimul moment, frână! Mașina stop, roțile s-au oprit și ăla din spate te dă cu cap în tetieră. Asta s-a întâmplat și acolo, zic eu, ăla de Constanța n-a mai trecut, a frânat și ăsta a oprit în el, că a zis că o să treacă și n-a mai trecut. Unde te duci, la școală? Pleacă la început încă. Ioi, chestia asta iarăși ce vă mai deranjează este că semnalizează. Bă, imediat, în ultima secundă, îl semnalizează dreapta sau stânga. Bă, frate, dar pur acum n-ai știut unde te duci. Eu când nu cunosc o stradă și bă, știu că trebuie să fac pe aici la stânga sau la dreapta. Și bă, cât mai am? 100 de metri, 150 de metri, 200 de... Bă, eu deja pun semnal, frate, merg încet, pentru că ăla din spate deja vede. Bă, ăsta vrea să se bage undeva, e atât de prost încât nu știe strada, dar ăla vede, știi? Pe mine asta mă interesează, ca ăla din spate și ceilalți să vadă ce vreau eu să fac. Bă, nu țin niciun secret, serios să-ți spun. Nu secretos deloc. Deci chiar vreau să vadă toată lumea. 4, 3, 2, 1. Nu o să mai fie vreme. Deja frânez, ăla din spate vede că eu frânez și ne oprim ușurel aici. Gata. Cu toate că i-am încurcat un pic pe ăștia care vor face dreapta, dacă va fi cineva pe aici. Ideea care este? Asta este și pentru înainte și pentru la dreapta. Da? Deci sunt și pentru înainte, nu este niciun fel de problemă. Dacă era doar pentru dreapta, era o problemă. Dancing in the night, ta-ra-ra-ra-ra, dancing in the night, la-ra-ra-ra-ra.
truții peste tot, nene, cât fier importă oamenii ăștia, bă, băiatule. Îți dai seama ce costuri ar trebui să fie dacă oamenii ăștia importă o grămadă de fier din ăsta din China și îl vând și îl distribuie și îl cară și îi fac acte. Hai de mama mea.